Liviu Dragnea i-a iertat toate relele lui Călinoiu, care acum se va întoarce în familia PSD. Președintele organizației de la Gorj a dat de înțeles că partidul nu doar taie și spânzură, ci mai și iartă. Da, astăzi l-ați primit și pe domnul Călinoiu înapoi, nu? Da, deci după această perioadă, practic, de ce să nu spun, la insistențele domnului vicepreședinte, care răspunde de noi, practic, din punct de vedere politic, să spunem așa, vicepreședintele pe Oltenia, domnul Stănescu, și răspunde de Gorj și de Mehedinț, bineînțeles, consultându-mă și cu domnul Dragnea, s-a hotărât ca domnul Călinoiu să fie practic primit din nou în cadrul Partidului Social Democrat. Eu vreau să vă spun că de-a lungul anilor Partidul Social Democrat a arătat că știe să își organizeze activitatea, știe să ia măsuri cu cei care nu respectă disciplina de partid, dar știe să și ierte. Ion Călinoiu nu va primi și o funcție importantă, cel puțin pentru moment. Mihai Weber este cel care deține funcția ocupată în trecut de fostul președinte executiv al PSD Gorj. Ion Călinoiu a pierdut calitatea de membru al PSD după ce în 2016 a candidat ca independent pentru un mandat de senator în Parlamentul României.